Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod de pe acest canal, un nou episod de top transferuri în această vară, hashtag 7. Eu sunt 007 Mario și astăzi sunteți alături de mine la un nou episod. Da, să începem cu Jeremy Toljan. Jucător, am jucat cu el într-o carieră, 23 de ani, destul de tânăr, am jucat în carieră pe FIFA și destul de bun. Da, eu zic, nu cred că se va impune, dar când va juca, o va face bine. Să trecem mai departe. Unde îl avem pe cel care l-a răpus în debutul lui Mircea Lucescu pe banca Turciei, Yarmolenko. Da, Yarmolenko le-a răpus cu arbitrii pe Mircea Lucescu. În vârstă de 27 de ani, starul Ucrainei a marcat dubla din meciul cu Turcia. Primul gol din offside, al doilea minge ieșind din teren, iar Turcia n-a primit penalti, clar. Deci trei chestii care, nu știu, mi se pare destul de iurea. Dar mă rog, un transfer destul de bun pentru el, el fiind un jucător foarte bun, le-am văzut și merită acest transfer. Aici îl avem pe Keita Balde, senegalezul left wing, 22 de ani, pleca de la Lazio la Monaco, nu se știe suma. Avem aici încă un transfer la Monaco pe Stefan Jovetic din Muntenegru, cel care a răpus-o pe România. De asta s-a oprit muzica. Da. El a răpus-o pe România. Da. Un nenorocit. 27 de ani, striker, plecat de la Inter Milan pe 11 milioane. Iar acum a început din nou muzica, da. Îl avem pe left back-ul fost la Arsenal, actual la West Brom Albion. West Brom Albion au făcut niște transferuri foarte bune. El și Krkovia, care va apărea într-un viitor episod. Nu este în acest episod, da. Engles, left back, 7 milioane de lire, o sumă destul de bună. Iar acum mergem la al doilea star al videoclipului, sau chiar primul, 110 milioane plus bonusuri sau ce mai e, pentru Usman Dembele, francezul momentului. De fapt nu e chiar francezul momentului, că mai e și Mbappe, dar unul din francezi din momentul lui, 20 de ani. Fac, mi se descarcă telefonul. Bun, plecat de la Borussia Dortmund pe 110 de milioane de lire. Left wing va juca la Barça. Aici îl avem pe Paulinho, 29 de ani, de la Evergarde, pleacă la FC Barcelona. Un transfer destul de bun pentru Paulinho, el fiind un jucător foarte bun, a prins un transfer foarte tare. 29 de ani, CM, brazilian, 40 de milioane de euro. Gândiți-vă ce sumă au încasat brazilienii pe el. Eu zic că nu merita chiar atât. Merita un 20 de milioane, atât. Nu chiar 40, a exagerat Barça, însă chinezii, văzând că îl vrea Barça, au umflat oferta și Barça nu s-a lăsat mai jos vândându-l pe Neymar, vânzându-l. Am și emoții în videoclip, cereți. Aici îl avem pe Danny Drinkwater, în mijlocajul central al Angliei, în vârstă de 27 de ani, a plecat de la fosta campioană a Angliei la actuala campioană a Angliei, de la Leicester la Chelsea, pe 30 de milioane de euro.
Aici avem încă un transfer la Chelsea, Davide Zappacosta, italian, right back sau probabil right wing back, postul pe care va fi folosit, 25 de ani, 25 de milioane de euro intrați în contul lui Torino. Probabil acesta a fost luat pentru a-l menaja pe Moses sau pentru a-l înlocui în diferite accidentări. Da. Să nu mai fie soluția să-l tragă pe ăla, pe Pedro. Bun. Aici avem un transfer super tare. Eu zic că cel mai tare islandez all time, Gylfi Sigurdsson, plecat pentru 45 de milioane și cred că mai sunt bonusuri. Cred că sunt islandezul, că am 27 de ani, plecat la, de la Swansea la Everton, care a făcut o grămadă de transferuri, însă nu m-ar speria ca aceștia să nu ia titlul de la că-l vor lua, pentru că este acolo Manchester. Este West Brom, care a făcut câteva transferuri și are un început bun de sezon. Dar cred că vor fi West Brom, să fim serioși, în top 7 echipe, acolo 7-8. Așa, mai avem Huddersfield, care are și ea un început bun, însă tot acolo 8, va fi 9. Și să trecem mai departe, însă nu m-ar speria ca Everton să nu termine în top 5. Dar cine știe, orice e posibil. Aici avem starul episodului, Kylian Lotan Mbappé. Mbappé Lotan, da, împrumut pentru o vară. Dacă PSG-ul nu-i va plăcea cum joacă Mbappé, fotbalistul momentului francez, striker, 18 ani, nu va plăti 180 de milioane, însă dacă îi va place, va plăti, sau cred că va plăti, nici eu nu știu, nu știu detalii, însă în acest an trebuie să ia sigur PSG-ul titlul cu Mbappé, Cavani și Neymar, atac stelar, un atac de ăla, cum zice, La Liga. Să trecem la ultimele transferuri. Nani, plecat de la Valencia la Lazio, 30 de ani, left wing, portughez. Eu zic că este un transfer bun, dar cam ieftin. A scăpat cam ieftin Lazio. 15 milioane, destul de puțin. Divock Origi, săracul, Liverpool își cam bate joc de el, trimițându-l dintr-o parte în alta. În vârstă de 20 de ani, Divock Origi, striker belgian, a fost împrumutat la Wolfsburg, echipa care abia s-a salvat de la retrogradare anul trecut prin câștigarea barajului. Aici îl avem pe Renato Sanchez, plecat de la Bayern München, împrumut la Swansea, 20 de ani, cămă, portughez, împrumutat. Se așteptau multe de la Renato Sanchez, însă nu s-a întâmplat. Nu a jucat la fel de bine precum așteptările sale. Aici avem ultimul transfer care mă cam supără așa, striker întors la Deportivo de la Arsenal, împrumut, 28 de ani, Lucas Perez, care îi va face concurența lui Florin Andone. N-aș vrea să joace amândoi, gen Lucas Perez sau Andone în stânga sau dreapta, ceva gen, dar Andone nu cred că poate juca, nu știu de Lucas Perez sau ăla din spatele lui Andone, cred că Ciolacchi sau nu știu cum îl cheamă, să fie tras în stânga și în spatele lui Andone sau în fața lui Andone să joace Perez. Da, deci cam atât cu acest episod, mulțumesc pentru o vizionare. Nu uitați de un like, subscribe, coment pentru sugestii, un share m-ar ajuta pe Facebook pentru că aș face și eu mai mulți abonați. Acum având 20 de abonați,
Eu am fost 007 Mari, eu mulțumesc pentru vizionare și aș vrea să vă zic că acest episod va apărea probabil în timpul școlii. Da, mă rog. Mulțumesc pentru vizionare, eu am fost 007 Mari, eu... Pa!